Guta este o afecțiune frecvent întâlnită, denumită altădată boala oamenilor bogați, pentru că ei erau cei care consumeau cea mai mare cantitate de carne. Ce este guta, de ce apare, cât de frecventă este astăzi, aflăm de la doamna dr. Daniela Matei, medic primar reabilitare medicală. Bună ziua, doamna doctor, bine v-am regăsit! Bună ziua, bine ați revenit printre noi! Mulțumesc de invitație! Astăzi vorbim despre gută și îmi propusesem să încep prin a spune că, într-adevăr, pe vremuri era boala aristocraților, tocmai pentru că ei consumau, își permiteau și consumau foarte multă carne. Dar, ca fapt divers, guta este cunoscută mult înainte de Hipocrat. De alminter despre gută, el a fost primul care a discutat, fără însă a putea stabili exact natura simptomelor din cadrul bolii cu o anumită cauză. Abia mult mai târziu s-a descoperit care a fost cauza. Guta face parte din afecțiunile induse de cristale și atunci artritele induse de cristale și atunci deja aflăm câteva detalii importante, în sensul că dacă este o artrită, semn că afectează articulațiile și dacă face parte din artritele induse de cristale, este semn că baza, etiologia, cauza apariției simptomelor se datorează unor cristale. Cristalele astea au legătură, într-adevăr, în marea majoritate a cazurilor cu carnea, cu cantitatea de proteină pe care o ingerăm în organism. Produsul final, după un lanț întreg de modificări ale purinelor, produsul final este uratul. În cazul gutei, uratul monosodic este cel care, la un moment dat, după ce saturează, după ce nu mai are practic loc în plasmă, în sânge, începe să treacă din sânge în diverse țesuturi, unele dintre aceste țesuturi fiind și cele articulare și din jurul articulațiilor. Care sunt simptomele, ce trebuie să dea de gândit pacientului și să-l trimită la un control de specialitate? Simptomele sunt destul de zgomotoase. Trebuie să spun însă că organismul nostru are grijă să nu dea semne de la primul exces. În sensul că durează practic câțiva ani buni de la creșterea acidului uric în sânge, pentru că el este unul dintre markerii de diagnostic ai gutei, până la apariția primelor simptome. Deci putem descoperi o hiperuricemie, deci creșterea acidului uric în sânge, mult anterior apariției primelor simptome. Și atunci, dacă mergem la un chef și mâncăm multă carne și mai stropim și cu un pic de alcool, respectiv cu bere, să știm că nu de acolo ni se trage, nu de acolo este primul puseu de gută, ci modificările și excesele au fost cu mult timp înainte. Ziceam că manifestările sunt foarte zgomotoase, în sensul că sunt anumite articulații afectate. În principal sau cel mai frecvent este vorba de articulațiile degetelor mari de la mână și de la picior. Cu dureri la carte sunt descrise ca fiind cele mai intense dureri din literatură, cu dureri intense, cu creșterea de volum a articulației, cu învinețirea articulației, cu senzație de piele care crapă, piele întinsă, cu senzație de mâncă rime, eritem, spunem noi, articular din cauza distensiei articulare. Simptome care pot uneori să se asocieze inclusiv cu febră, cu frisoane, deci cu modificări ale stării generale ale pacienților. Manifestările sunt mai degrabă afectează o articulație la început și sunt foarte intense, după care apar numeroase perioade intercritice, spunem noi, perioade de acalmie și pe parcurs ce boala evoluează și nu luăm nicio măsură, puseele acute devin din ce în ce mai dese, dar simptomele sunt un pic mai liniștite, un pic mai calme. Repet, asta în condițiile în care nu se intervine cu tratament. Ați vorbit de acidul uric și aș vrea să vă întreb care este rolul lui în organism, ce trebuie să știm despre acidul uric. Sunt convinsă că pacienții se întreabă acest lucru, mai ales când vine vorba de această afecțiune. Acidul uric este un marker pentru gută sau este de fapt precursorul, elementul care ne atrage atenția că la un moment dat în viață putem face gută. Creșterea acidului uric în sânge arată fie că pe de o parte se consumă
mai multe proteine decât organismul are nevoie și undeva până la valoarea de 7 este considerată a fi valoare normală. Până la valoarea de 6,8 sângele tot acumulează rezultatul acesta final al metabolizării proteinelor, după care începe să transmită acidul uric uratul, uratul monosodic în diverse țesuturi. Acidul uric poate să fie toată viața către limita superioară fără a genera vreodată simptome, dar în principiu cam acesta ar fi răspunsul. El este cel care ne avertizează că putem la un moment dat să suferim de gută. Când trebuie să ne prezentăm la medic și cum se stabilește diagnosticul? În orice condiții de hiperuricemie, adică de creștere a acidului uric, care trebuie să spunem că nu este doar secundară aportului de carne, aportului de alcool în mod excesiv și mai ales berea este cea care conține mai multe purine și face să crească acidul uric, dar poate să fie rezultatul unor afecțiuni care să crească acidul uric. De ce? Pentru că proteinele pe care le ingerăm, după metabolizare, acidul uric urmează a se elimina 2/3 prin rinichi și 1/3 intestinal. Deci chiar dacă nu mănânc multă carne, fructe de mare, nu consum alcool, dacă am o problemă a rinichilor și nu se face eliminarea corectă, pot să am hiperuricemie și mai departe gută. Și atunci, ori de câte ori găsesc un acid uric mai mare în sânge sau am o afecțiune renală sau intestinală, să fac analize periodic și dacă sunt modificări, mă prezint la doctor. Dacă am modificări articulare care se bazează pe durere, exact pe ce am spus, pe creștere de volum, pe învinețirea articulației, să mă ducă cu gândul de la bun început că poate fi gută și atunci trebuie să mă prezint pentru inițierea tratamentului. Tratamentul este de două feluri. Pe de o parte trebuie să tratez puseul acut, adică să scap de durere, să scap de modificările articulare, pentru că modificările acestea din puseul acut continuă și după încetarea puseului și odată ce puseul este din ce în ce puseu după puseu, deci din ce în ce mai des, atunci modificările sunt din ce în ce mai serioase. Deci trebuie să tratez puseul acut și apoi trebuie să reduc acidul uric lent, încetişor din sânge. Deci am două tipuri de tratament medicamentos. În afară de tratamentul medicamentos, vorbim și de tratamentul fizical, de fizioterapie, pe care o putem aplica atât în perioada acută și se bazează pe forme de terapie fizicală care să scadă durerea, care să scadă inflamația, dar și pe formele cronice, atunci când începe deteriorarea structurală a unei articulații. La prima clinic găsim forme de terapie fizicală care se adresează și care pot influența atât simptomele din puseu, cât și din perioada intercritică, îi spunem noi, deci din perioada de acalmie. Cât de mult ajută să apelăm și la aceste forme de recuperare medicală pe lângă tratamentul de bază? Tratamentul de recuperare este tratament adjuvant în cazul gutei și dacă e să ținem cont de mecanismele prin care influențează diversele proceduri, diversele forme de terapii, atunci ne dăm seama că este important. Există forme de terapie care influențează durerea și atunci cantitatea de antiinflamator, de antialgic pe care pacientul și-o administrează scade. Tratamentul fizical poate influența inflamația articulară și la fel cantitatea de tratament scade. Poate hrăni suplimentar articulația și atunci gradul de refacere, modalitatea de refacere este una mai bună. Deci, sigur, din punctul meu de vedere și cred că al tuturor colegilor mei, este foarte important ca, pe lângă tratamentul medicamentos, pacienții să știe că pot beneficia și de tratament fizical. Care trebuie să fie stilul de viață al pacientului cu gută, dacă vorbim tocmai de alimentație, ceea ce spuneam la început? Stilul de viață se bazează pe echilibru, ca de fapt tot ce înseamnă în viața noastră, echilibru își spune cuvântul. Vorbim pe de o parte de alimentație,
ar fi bine să știm că dacă există în familie gutoși, dacă avem o hiperuricemie diagnosticată anterior, este bine să evităm carnea, în special carnea roșie, carnea de vânat, carnea de animal tânăr, fructele de mare și peștele oceanic, alcoolul, care scade eliminarea acidului uric din organism, și mai ales berea, care are suplimentar purine și în felul acesta crește acidul uric. Apoi, dacă putem, este bine să prevenim diverse afecțiuni care pot crește acidul uric secundar, sau afecțiuni pentru care se instituie tratament și acidul uric poate crește secundar tratamentului. De-alminteri, acidul uric cu dislipidemia și cu diabetul, să avem permanent în minte ca și indivizi, ca și pacienți, că merg mână în mână și că dacă suntem dislipidemici, cu hipertensiune arterială sau avem diabet zaharat, este bine ca periodic să controlăm și acidul uric. Deci, în principiu, un pacient care are deja gută trebuie să se monitorizeze permanent și doar în anumite condiții să întrerupă tratamentul, iar pentru un individ sănătos, ideea de echilibru rămâne și în acest caz ideea de bază. Și pentru că ați folosit termenul de dislipidemie, aș vrea să le explicăm celor care se uită la noi și ce înseamnă el în traducere. Da, dislipidemia înseamnă modificarea, creșterea grăsimilor în sânge, la modul cel mai direct și cel mai simplu. Și ea este baza hipertensiunii arteriale, a accidentelor vasculare, a accidentelor coronariene, adică a infarctului miocardic, a durerilor de inimă. Desigur, da, sunt cunoștințele mele de medic de recuperare și probabil că orice coleg de pe cardiologie, medicină internă ar putea completa o oră de aici încolo despre dislipidemie. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor. Cu drag, cu drag.